Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Manifest. Este 14 februarie, este ziua îndrăgostiților. Propun așadar o temă potrivită pentru data din calendar. Vă propun așadar o discuție interesantă și interactivă despre relația de cuplu. Cum să ne menținem relațiile de cuplu cât mai sănătoase, echilibrate și, de ce nu, pline de iubire. Vorbim totodată și despre provocările cuplului modern și, bineînțeles, cum trecem peste acestea, cum le depășim. Invitatul meu din seara aceasta este Paul Popovici, psiholog și psihoterapeut. Bine te-am regăsit și mulțumesc pentru prezența. Bine te-am regăsit și eu. O zi frumoasă, interesantă, dar și foarte importantă, zic eu. Propun să începem așa, într-o notă optimistă și puțin științifică, de ce nu. Așadar, să ne spui, Paul, ce se întâmplă în creierul nostru atunci când suntem îndrăgostiți. Da. Sunt mai multe procese neurochimice care se întâmplă la nivelul creierului. Acum nu o să intru în partea de neuroștiință foarte mult, dar... Sigur, în principal, cât să înțelegem. Da, în principal... Sunt niște neurotransmițători care se elimine, să spun așa, la nivelul sinapselor în creierul nostru, și anume serotonina, dopamina, chiar și oxitocina, care determină emoțiile practic de fericire, de dragoste, de iubire, de afectivitate față de o persoană. Aceste procese neurochimice, de obicei, este nevoie să se producă anumite condiții prin care să se elimine acest sau să avem acest dans neurochimic, să spun așa, la nivel de creier. Și anume, trebuie să avem un context, și anume un cadru plăcut prin care practic oamenii interacționează între ei, cum ar fi, de exemplu, o cină romantică, o întâlnire între prieteni sau în diverse alte contexte plăcute. Parfumul, de asemenea, poate să fie un determinator, să spun așa, a neurochimicității respective la nivel de creier, cât și alte condiții precum aparența fizică a persoanei, să spun așa, îmbrăcămintea, atât a bărbatului cât și a femeii. Deci sunt niște condiții care practic determină creierul să fie stimulat, astfel încât să se producă, poate, de multe ori, efectele acestea de iubire, de entuziasm sau de atractivitate, să spun așa, fizică față de persoana cu care practic ești interacțiune. Cam cât durează această stare? Procesele neurochimice practic sunt aproape instante, dar starea poate să dureze de la câteva minute până la câteva ore sau chiar până la câteva zile, în funcție de cât de mult îți stă gândul la acea persoană. Dacă, de exemplu, te-ai îndrăgostit, să spunem dragoste la prima vedere, practic un proces neurochimic, dar există această dragoste la prima vedere. Ce crede un psiholog despre dragostea la prima vedere? Există, dar încă o dată o să o pun pe seama acestui proces neurochimic, pentru că deocamdată tu nu ai acumulat experiențe în comun cu acea persoană astfel încât să poți să spui că ești îndrăgostită de el, dar ai atractivitate față de el, îți place modul cum s-a îmbrăcat, îți place modul cum conversează cu tine, îți place modul cum râde, îți place modul cum se comportă cu tine, până la urmă partea de paralimbaj, și anume sunt niște cue-uri sociale pe care femeile le dau ce fac pe bărbați să fie mai atrași, cum ar fi, de exemplu, roșața în față, jucatul cu părul, poate de multe ori, flirtul, așa zisul flirt, contribuie foarte mult la atractivitatea sau la promovarea atractivității față de o persoană. Deci vorbim, practic, în prima fază de niște factori declanșatori. Da. Ce ne arată studiile? Cât de atrași suntem? Sau, de fapt, de ce suntem atrași cel mai mult, dacă e să ne referim la acești factori declanșatori? Practic, mai mult suntem atrași, să spun așa, de chestiile în comun pe care noi le regăsim la partener. Adică, nu, aici e o chestie foarte interesantă și o să vreau să abordăm și nu numai partea pozitivă a lucrului, cât și partea negativă. Aici aș intra un pic în schemele cognitive.
Schemele cognitive sunt niște motorașe ancestrale ale personalității noastre, și anume de când ne-am născut până în prezent. Aceste scheme cognitive de obicei sunt construite de către persoanele semnificative emoțional pentru noi. Pot fi părinți, bunici, colegi de clasă, profesori, deci persoane care au o relevanță și au un impact în viața noastră. Aceste persoane, de obicei, pot să ne determine, adică ne determină în principal tiparele comportamentale de gândire și emoționale. După cum bine știi și tu, orice copil copiază comportamente, tipare comportamentale, tipare emoționale ale părinților. În momentul ăla și le indoctrinează și va funcționa în funcție de chestiunea respectivă, adică în funcție de modul cum părintele s-a comportat la un moment dat cu el. Să presupunem un exemplu că tu ești copil, ai vârsta de 5-6 ani, ai desenat un desen cu familia și ești foarte mulțumit de desenul tău. Mergi la tatăl tău sau la mama ta, să-ți presupunem, îți ia desenul și spune, nu știi să desenezi. Și îți aruncă înapoi desenul. Ce înțelegi tu de la cea mai importantă persoană din viața ta? Că nu ești bună la desen. Capabil, da. Întocmai. Și atunci se construiește niște tipare, inclusiv tipare de afectivitate. Dacă, de exemplu, am avut un tată abuziv cu alcoolul, în special la fete, să presupunem că se întâmplă chestia asta și la băieți. De obicei, fetele au tendința într-un procentaj foarte mare, cel puțin am observat asta în cadrul cabinetului meu, dacă tatăl este consumator de alcool, să-și aleagă același tipar de partener în viață, ceea ce e foarte interesant. Pentru că, practic, tu ștergi disfuncționalitatea... Dar nu e nimic întâmplător. Dar nu e nimic întâmplător. Explicația. Întocmai. Pentru că familiaritatea pe care tu o ai față de mediul familial în care ai crescut îți determină o atractivitate mai puternică de actualul partener care poate fi disfuncțional. Multe femei se întreabă cum am reușit, după vreo 10-15 ani de căsnicie, cum am nimerit lângă el să fiu, de exemplu, traumatizată. De ce? Pentru că o reprezenta familiaritate. Pe tine te-o atras familiaritatea. Și atunci, revenind la întrebarea principală, pe noi ne atrage foarte mult familiaritatea. Conștient sau nu? Inconștient, subconștient. Da, pentru că în subconștientul nostru deja tiparele le avem construite. Practic, în timpul, la nivel conștient, efectiv ne simțim mai atras de omul ăla care e mai disfuncțional, să spunem. Asta în cazul nefericit. În cazul deși fericit, poate nu recunoaștem, cel puțin la început. Mi da. Se pare că ne atrage altceva. Da, ne atrage altceva și după care realizăm, de fapt, greșeala epocală pe care noi am făcut-o. Abia pe urmă. Asta e o problemă foarte mare. Și atunci, asta e la nivel cazul nefericit. Cazul fericit în momentul în care tu practic ești atras de o persoană funcțională care a avut tipare adaptative funcționale. Pozitiv pe care l-ai exemplu avut pozitiv, acasă. Întocmai. De exemplu, dacă ai avut un tată protectiv, un tată respectos, familist, care și-o respecta soția și-o săruta soția de față cu tine, o ținut-o în brațe, o vorbi frumos cu ea, la o ceartă, imediat se diminua cearta respectivă, vei căuta același tipar de bărbat precum a fost tatăl tău, în cazul unei femei. În cazul unui bărbat, este foarte mult atras, aici o să, tot pe de parte 5% e o disfuncționalitate, e atras foarte mult de persoanele care se aseamănă foarte mult la trăsături cu mamele. Deci bărbații sunt atrași de femei care au trăsături similare, comportamente similare cu mama lor, femeile cu tatăl lor. Dacă e să vorbim despre o relație care se află la început de drum, am spune că în afară de iubire, nu avem nevoie de nimic pentru că putem trăi cu iubire. Însă, în timp știm că nu e chiar așa, da, iubirea într-adevăr este fundamentul unei relații sau cel puțin așa trebuie să fie, însă în timp noi știm că avem nevoie și de alte principii, valori care să susțină această bună funcționare a relației de cuplu. Așadar, de ce iubirea nu este de ajuns? În momentul când am cupluri în terapie, eu spun că există două principii care ar trebui aplicate ca un cuplu să funcționeze. Prima dată este principiul iubirii și al doilea este principiul încrederii. Dacă există numai iubire, dar nu există încredere, aceea este gelozie patologică. Dacă există numai încredere și nu există iubire, aia este prietenie pură. Deci trebuie să existe două. Pentru ca un cuplu să funcționeze, aceste două principii trebuie să meargă mână-mână. Și anume, iubirea se exprimă prin afectivitate, prin, nu știu,
gesturi tandre față de soție, atenție, prin atenție și multe altele. Respectul, printr-un limbaj ok, printr-un faptul că îi respecti atât calitățile cât și defectele pe care le are persoana respectivă, de asemenea o accepti necondiționat cu bune și cu rele și anume înțelegi că persoana respectivă are defectele ei și îi accepti în același timp, le corectați împreună, dar în același timp îți dai seama că ea este potrivită pentru tine prin simplu fapt că ea există pe pământ. Pentru că de foarte multe ori avem, cel puțin și femeile și bărbații, au tendința aia de a avea niște standarde față de partener. Și standardele aia de obicei sfărâmă de cele mai multe ori o relație de cuplu. De ce? Standarde pe care noi ni le formăm, de multe ori fără să ne dăm seama de ce avem nevoie sau cum arată de fapt partenerul perfect. Ne imaginăm noi că e înalt, cu ochii albaștri și că e astea standarde fizice. Meserie. Da. Bine, sunt mai multe tipuri de standarde. Da. Dar aceste de asta vreau să spun că aceste standarde de obicei sunt formate atât în prima parte a copilăriei cât și în a doua parte, adică în adolescență, cât formate și de social media. Aici este o problemă foarte mare. Dacă mai cumva ales în perioada aceasta. Sigur, o să ajungem și acolo. Și media, să rămânem la partea de început a relației, când cred eu că se fac cele mai mari, cele mai multe greșeli și cele mai mari, care în timp pot dăuna relații de cuplu. În viziunea ta, care sunt cele mai mari greșeli pe care le fac cuplurile la început de drum, atunci când fiecare tinde să îl accepte pe celălalt doar pentru că îl iubește, doar pentru că nu vrea să-l rănească sau pentru că e frică să nu-l abandoneze, mare tendința de a ascunde lucruri, de a nu fi sincer. Bineînțeles, la început motivația este ca să-i fac pe plac, ca să mă iubească, dar în timp aceste lucruri știm că pot dăuna. Să începem cu începutul unei relații. Întotdeauna, prima dată te atrage aparența, după care omul începe să vorbească cu tine, îți place și modul cum gândește. Și așa se formează, practic, o conexiune. Problema e în felul următor. Întotdeauna tu îți pui o mască socială la început. Nu ai cum să nu ți-o pui, pentru că dacă ai dat cu totul afară și părțile tale negative, atunci s-ar putea să primești o respingere din partea actualului sau viitorului tău partener. Și atunci vei deveni politicos, totdeauna vei răspunde la mesaje, inclusiv vei da pe unul noaptea, mai bun, vorba aceea, da. Tot ce e mai bun. Problema e în felul următor. Multe persoane ajung să se îndrăgostească foarte repede, recurcând de multe ori la comportamente disfuncționale, cum ar fi partea de sexualitate, care nu o să o descriu aici, și toate chestiile astea, foarte repede, într-o relație. Fără să-și dea seama că partenerul ăla vine și cu un bagaj emoțional și comportamental dezadaptativ. Când iese acest bagaj emoțional, de obicei, la suprafață? Studiile arată că undeva la peste un an de relație. De asta îi sfătuiesc. Sau poate și mai repede. Și poate și mai repede în anumite cazuri. Da, depinde de caz, dar în marea majoritate ies la suprafață doar după un an. De asta le spun atât bărbaților cât și femeilor să nu se pripească în a lua niște decizii precum căsătorie sau chestii importante până nu ajung să-și cunoască cu adevărat partenerul. Că doar atunci îți dai seama și de calități și defectele pe care le are, pentru că tu trebuie să accepti și defectele cu care vine acea persoană. Dacă nu le accepti, s-ar putea să ai niște probleme și de aici se erodează foarte multe relații, pentru că își dau seama, stai un pic, nu te-am cunoscut așa. De ce nu te-am cunoscut așa? Pentru că eu n-am avut încă răbdarea să te cunosc și am luat niște decizii foarte rapide care m-au dus în punctul ăsta. Și nu doar că să le acceptăm, ci să ni le asumăm, adică îți accept defectele, dar nu îți reproșez după. Și aici este o mare problemă. Da. Este o carte foarte bună și o recomand telespectatorilor. Sunt mai multe practici scrise de autor respectiv, se numește John Gottman. Unul dintre cei mai buni psihologi pe terapiile de cuplu. Există cartea Terapia pe relațiile de cuplu, cele 7 principii a unei relații funcționale. Bun. În aceste cărți, la un moment dat se leagă de cei 4 călăreți ai apocalipsei, așa îi numește ei. Prima dată este principiul criticii.
Adică începi să-ți critici partenerul, nu te mai interesează nimic, efectiv, îi aduci injurii, cuvinte urâte, nu mai lauzi absolut deloc sau îl lauzi absolut deloc. Prea vine critica, după care zidul de piatră, începi să te distanțezi de partenerul tău, nu mai te interesează absolut dacă face ceva bun sau nu mai face ceva bun. Defăimarea, iarăși un alt călăreț al apocalipsei, să spun așa, începi să aduci injurii, să-i defăimezi imaginea, atât social cât și în fața ei, într-o formă foarte urâtă. După care, spun așa, mai fi unul... Se ajunge și la dispreț? Sau disprețul, intră... da. Partea de dispreț. Nu-ți mai pasă nimic, devii practic pasiv la relația respectivă. Și devenind pasiv, determin practic consecințe pe termen lung. În momentul când tu experiențezi foarte multe elemente toxice în relații, de la certuri, dezacorduri, nimic nu este bine, la un moment dat ajungi să spui, bine, știi ce, nu mai îmi pasă din punctul ăsta, faci ce vrei. Ăla e un punct foarte periculos. Prin care ajungi la un moment dat să pui în discuție divorțul. Și de asta e foarte important să prevenim lucrurile astea în timp. Sau să continui așa și practic aici deja te vorbim despre o relație toxică. Da, care duce tot la o separare la un moment dat. Pentru că degeaba creierul are nevoie de validare. Cât timp tu nu ești validat în relația de cuplu, te va valida altcineva în afară. Și de aici poate vorbim mai încolo, apare infidelitatea. De asta e foarte important să avem grijă la tiparele astea, la călăreții ăștia de care am vorbit. Pentru că trebuie corectați, trebuie să încetăm în a mai critica partenerul, a mai fi defensiv față de ei, a ne mai închide față de ei. Să încercăm pe cât posibil să ne conștientizăm problema și să apelăm, de exemplu, la un ajutor de specialitate. Dacă nu reușim noi singuri să ne rezolvăm problemele, cum ar fi un psihoterapeut. Contează foarte mult elementele astea și trebuie să nu lăsăm să devină maligne. Să le tăiem din timp. Pentru că timpul nu le rezolvă pe toate și cred că aici e cel mai bun exemplu în ceea ce privește relațiile de cuplu, că în timp problemele nu se rezolvă, ci se agravează. Să mai rămânem un pic la partea de început a relației. După cum spuneai, cum facem ca să ne arătăm defectele sau, mă rog, unele... dizabilități sau, mă rog, comportamente mai puțin pozitive, fără să speriem partenerul. Să încercăm să fim cumva sinceri, dar fără să îl speriem de la început. Bine, ai folosit cuvântul bun, sinceritatea. Contează foarte mult sinceritatea. Orice om va aprecia un om sincer. Și mai ales faptul că ești dispus să schimbi un anumit lucru. Adică poți să-i spui partenerului tău, uite, provin dintr-o familie disfuncțională, am problemele astea. Nu am reușit în ultima perioadă să mi le schimb, dar fac eforturi constante să produc această schimbare. Poți să mă accepți așa cum sunt. Vrei să lucrești, să fii alături de mine în tot procesul ăsta de schimbare. Și aici deja ține de partener, dacă acceptă sau nu acceptă. Dar în momentul în care tu nu-ți recunoști problemele tale, tu spui că ești perfect, sunt persoanele autoritare, care spun... eu am întotdeauna dreptate, tu nu ai niciodată dreptate. Nu, acolo e o problemă. În momentul când nu știi să-ți recunoști defectele. Sau am impresia că le poți ține ascunse tot timpul. Tot timpul și dacă le ține ascunse și le conștientizez că sunt o problemă, din cauza ego-ului pe care le am, nu le verbalizez. Nu, tot nu am o problemă. Asta este o problemă destul de mare în cadrul cuplurilor. Cam câte... cupluri sunt sincere la început și își pun pe masă toate lucrurile acestea, și pozitive și mai puțin pozitive. Sinceritate există într-o oarecare măsură în cadrul terapiei, dar aici mă refer la sinceritate în momentul când se ajunge până la infidelitate, dacă doriți să abordăm subiectul Sigur, mai rapid. Aici, important. Da. Ideea e în felul următor, sunt foarte multe persoane care se înșală partenerul, din păcate. Și această infidelitate de cele mai multe ori este ascunsă. Până să ajungă la infidelitate sunt factori de care am vorbit mai înainte, și anume, închiderea în tine, nu mai există elemente pozitive în casă, nu mai există apreciere, validare și toate chestiile astea. Și se ajunge într-un final la infidelitate, pentru că cineva îți va oferi
acea validare de care ai nevoie. Și atunci, în cadrul terapiilor de cuplu, oamenii ajung să fie nesinceri. Adică, unul bănuiește pe celălalt, vin în terapie, uite, o bănuiesc, ea îmi spune că nu e adevărat sau el îmi spune că nu este adevărat și atunci ce va trebui să fac ca și terapeut ca să-mi dau seama unde este adevărul. Să iau pe fiecare în parte, în ședințe separate și să vorbesc cu ei să văd unde e adevărul. E adevărat, în multe situații partenerul mi-a recunoscut, da, l-am înșelat, dar nu știe chestia asta. Eu ca și psihoterapeut trebuie să-i garantez întotdeauna intimitatea și faptul de a nu merge mai departe cu adevărul și încerc să reconstruiesc acel cuplu. Dar de cele mai multe ori am întâlnit practic inferențele, numim noi în psihologie, și anume înseamnă a-ți da filme. Sunt foarte mulți parteneri, din cauza neîncrederii și stimei de sine scăzute pe care o au, ajung să să creadă despre partenerul lor că este infidel. Din nesiguranțele pe care ei le au personale, pun vina pe partenerul lor și încep să vadă scenarii unde de fapt nu există scenarii. Un coleg de serviciu care te sună, fii atent că trebuie să ne ocupăm de comanda respectivă. De ce te-a sunat? Dar de ce la ora 8? Deci chestiile astea duc la un moment dat la o eroziune profundă. Și îl pot determina pe celălalt partener să recurgă până la urmă la această, la infidelitate. Vreau să ajung și acolo. Ideea în felul următor, cea mai toxică dintre toate emoțiile negative este emoția de gelozie. Este cea mai toxică, cea mai periculoasă, pentru că le include pe toate. Include furia, vinovăția, depresia și multe altele. Până se ajunge la violență. Până se ajunge și la violență, la agresivitate, da. Ideea în felul următor, persoanele de obicei ajung să devină geloase, nu din cauza faptului că partenerul îi dă niște motive, ci în faptul că el nu mai are încredere în abilitățile lui de a satisface partenerul și își vede viața altcumva. De exemplu, dacă eu ca și bărbat n-am o profesie, o duc greu financiar, eu mă compar cu ceilalți bărbați care o duc bine și atunci cumva fac o analogie și în capul meu și îmi spun, stai un pic, că femeia mea se va uita un bărbat mai puternic decât mine. Și încep să apară, pentru că la serviciu, clar că are interacțiunea femeia cât și bărbatul cu persoane mai puternice, mai realizate, profesional decât ei. Și atunci, dacă tu nu ai încredere în tine, practic ajungi să te frămânți. Și ce se întâmplă? Inferențele astea, practic, îți erodează gândirea zi de zi până ajungi să-ți faci o, să spun, un stil de viață în a fi gelos. De când te trezești dimineața până te culci seara, tu doar te gândești cum partenerul tău te-ar putea înșela și cum să previi acest lucru. Cum fac și prevenire? De obicei, prin telefoane abuzive, mesaje, cameră video și alte chestii. De asta le spun telespectatorilor noastre, mai ales celor care au o căsnicie în care există un partener gelos, să pun o singură întrebare. Că aici se restructurează foarte mult partea unui gelos. Și anume, care sunt dovezile să susțină afirmația? Dovezile înseamnă înregistrări video sau audio, mesaje de ochiate, poze indecente, care să susțină comportamentul respectiv. Nu putem acuza o persoană în lipsa unor dovezi. Este foarte important. Dacă nu-ți spune dovezile, repetă întotdeauna întrebarea până îl seci. Dar în perioada aceasta în care există atâta tehnologie și vorbind un pic despre impactul rețelelor sociale asupra relațiilor de cuplu, aici poate e mai ușor cu dovezile. Nu știu, partenerul mă poate acuza că am apreciat o fotografie pe Facebook și el o consideră o probă. O legăm de prima de discuție ce am avut-o. Partea de social media actualmente este foarte nocivă din punct de vedere a structurii unui cuplu. Și de ce? În principal, algoritmii sociali și algoritmii acestor platforme sociale sunt așa fel făcuți încât să-ți expună cea mai bună variantă ta în mediul online. Cea mai atractivă. Și aici ne referim la filtre. Dacă stai și te uiți pe Instagram sau pe Facebook, nu o să vezi o persoană urâtă. Nu o să vezi o persoană, nu știu, cu defecte. Cu toate că toți avem anumite defecte stări, da. Și stări emoționale și asta, da, poate nu este bine părul sau alte chestii, da. Bun,
Problema e că în momentul când tu ai expunere progresivă la asemenea stimuli cu impact foarte mare, ajungi să-ți devalorizezi partenerul. Dacă eu ca bărbat stau și mă uit pe Instagram și vizualizez poate pe zi între 50 și 130 de poze cu femei blonde, brunete, îmbrăcate decent, indecent, și într-una scrolez, eu efectiv îmi creez o normă, un tipar în cap de femeie pe care mi-o doresc. Dar partenerul meu de viață, eu îl văd în fiecare context. Și anume, și nemachiată, și machiată, și nu neapărat întocmai. Și atunci scade atractivitatea progresiv față de propriul tău partener. Continuăm discuția după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu TV Siget.